cireșul. Mă rog, sunt și alte esențe care ar face față lucrului icoanei. Mai puțin potrivit este lemnul de rășinoase și lemnele cu esență dură, pentru că acestea sunt predispuse la crăpături, la crăpare. Ca să reușim să lipim pânza pe lemn, este o pânză mai rezistentă, se numește canafas. Cei care ați fost interesați, probabil că cunoașteți acest fel de pânză. Este o pânză din fibră naturală, destul de puternică, care prezintă o rețea de ochiuri, deci nu este o pânză densă, nu e țesută într-un mod dens. Ca să putem lipi această pânză, va trebui lemnul mai întâi tratat. Cum? Cu o soluție de clei de oase, ulterior am să vă spun și niște concentrații, cu o soluție de clei de oase caldă se îmbăiază lemnul, adică se, cum spune Maica Iuliania, o rusoaică, o maică rusoaică pictoriță, aș vrea să rămânem pe imaginea asta până o să te rog să trecem mai departe, se adapă, lemnul se adapă, pentru că dacă este mai proaspăt, mai proaspăt, dar totuși uscat, adică minim 2 ani să fie uscat, se acoperă, se îmbibă mai repede. Dacă lemnul este mai vechi și este mai poros, va trebui să îl adăpăm, între ghilimele, de 2 ori. După ce am rezolvat această problemă, urmează lipitul pânzei pe care deja, pânză pe care deja ați văzut-o în prima fotografie, cu altă concentrație de soluție de clei de oase. Cleiul poate să fie de oase, de iepure, de pește, sunt foarte bune toate. Se poate folosi cu succes și gelatină. Trecem la imaginea numărul 2, pe care a arătat-o mai înainte, cu castronul acela care conține grund. După lipitul pânzei, trebuie să pregătim grundul. Ceea ce vedeți dumneavoastră acolo este o soluție de clei de oase caldă în care am presărat praf de cretă de munte. Cum știm dacă am făcut o proporție bună, așa încât grundul să fie totodată și rezistent, dar și elastic, adică să nu crape, dar nici să fiarbă, să facă bule atunci când punem culoarea lichidă. Aici observați că da, defect la suprafață. Aici, în imagine, observați cum este frecat bine grundul. Să vedem și mai departe. O altă imagine. În afară de mine. Nu știu dacă asta este. O să facem o mică pauză, pentru că lipsește ceva, și anume șlefuirea grundului. După ce dăm în jur de 12 straturi de grund, pe care le aplatizăm bine, o să vedeți ulterior într-un filmuleț, le aplatizăm bine cu o spatulă din aceea pe care o folosesc zugravii pentru reparații pe zid, o spatulă de plastic e cea mai bună, există și de metal, dar aceea este mai dură și poate să ne producă zgârieturi pe grund. Deci după ce am terminat cu aplicarea straturilor de grund, va trebui să șlefuim. Pentru șlefuit vom folosi un șmirghel de finețe de la 400 în sus. 400-600 este bun, după părerea mea. Dacă doriți, puteți și cu 800 la final, dacă considerați că e nevoie, dacă nu, nu neapărat. După ce am șlefuit grundul, ceea ce vedeți în imagine este o aplicație de soluție de șerlac
Sherlock, fulgi de Sherlock dizolvați în alcool teoretic, teoria spune că alcool tehnic. În practică nu este chiar așa, pentru că eu am încercat, poate că alcoolul tehnic nu mai este la o calitate cum ar trebui să fie, acela având 70 de grade. Eu am folosit și folosesc alcool. Este un ocru simplu, un ocru auriu se numește, nu ocru galben, ocru auriu, simplu fără să adăugăm alb. Dacă este prea slab ca putere de acoperire, punem puțin, puțin, foarte puțin alb și luăm o parte din proplasmă și două părți din acest ocru și obținem o nuanță numită semi-umbră sau semi... a doua căsuță de sus, aia, da, mulțumesc, semi-umbră sau semi-proplasma. Aici deja vorbim despre începutul luminării chipului, pentru că această nuanță va veni aplicată exact pe locurile care ulterior vor fi luminate, deci unde pică lumina pe chip. Aici avem o imagine unde avem proplasmă dată și pe cap, inclusiv pe păr, și pe haine. La primul strat vom observa că nu este o nuanță uniformă, pentru că e foarte greu de uniformizat. Culoarea trebuie să fie făcută destul de lichid, așa ca un lapte din ăsta condensat pentru cafea. Și trebuie întins. Aici observăm că am venit cu straturile de ocru peste proplasmă, adică peste culoarea de bază și observați că deja am dat un volum la degete acolo, la palmă, acolo sunt deja câteva straturi de ocru plus alb. O să discutăm și despre acest lucru, cum facem să luminăm. Aici straturi de ocru. Am venit cu deja cu cel mai deschis, adică cel care conține mai mult alb, așa încât să avem lumina finală pe față. Observați și modeleul acolo la arcade, între frunte și arcade. Observați modeleul la vârful nasului, la imaginea următoare, da? Modeleul la vârful nasului, la urechi, la nări, deasupra buzei superioare, iarăși. Deci am redat volumul caracteristic chipului. Observați și la ochi, da, lângă iris, lumina sigur vine numai dintr-o parte, o să observați că la icoane este specific acest lucru, iar irisul este ușor triunghiular, cu baza mai lărgită și sus, în partea de sus, un pic mai strâns. Așa ar trebui să arate imaginea spre final. Observați în jurul capetelor un efect de sidiu, exact cum se vede un sidiu cu cerculețele acelea concentrice. Eu execut aceste cerculețe cu un compas care, în loc de creion, are fixată o bucată de gumă. Fica mea și mai vorbeam între timp. Acolo arăt spatula pe care o folosesc pentru aplicarea grundului. Nu știu dacă se poate așa, din loc în loc, să parcurgem un pic mai repejor. Acela este grundul pe care l-am încălzit. Aici se vede cum se aplică, dar aceasta este etapa când aplicăm cu spatula, aceea când etapa când frecăm cu mâna nu o am, din păcate. Da, deci în felul acela se aplică. Nu mai e nevoie să mai vedem în continuare, pentru că este același lucru, exact ce vă povesteam mai înainte. Da? Deci trebuie aplatizate foarte bine. Cu cât sunt straturile mai subțire, aplică atenție să nu se șifoneze, se mângâie suprafața hârtiei cu o pensulă foarte, foarte fină, deci trebuie neapărat o pensulă foarte fină. Facem acest lucru ca foița să fie bine întinsă, bine lipită, să nu se facă, să nu se formeze cute. După care, ușor, vom dezlipi hârtia colantă.
Da, iată cum a rămas. Mai rămân mici goluri cu aer de desubt și acum necesită această operațiune unde mângâiem ușor, radial, din mijloc spre margini, așa încât să iasă tot aerul rămas sub foiță. Suprafața foiței va rămâne ca o oglindă. Ca să fie bun de lipit, să nu fie prea uscat sau prea sau mai puțin uscat mixionul, se probează, eu am arătat un pic, dar cred că ai sărit peste, se probează așa, se dă cu degetul pe... Nu te întoarce că n-are rost în lucru. Acest lucru în iconografie, mai mult în iconografia rusă, aș spune, se numește... că aplici lame, adică pui lame. De ce lame? Exact, este vorba despre aceste straturi bine aplatizate de culoare care, puse una peste alta, obținem degradeul acolo la falduri. Deci, acum se lucrează la lame, așa se spune. Sunt niște termeni mai arhaici, oricum nu se mai folosesc. Deci, după ce s-au făcut accentele de umbră, acolo unde lumina este mai evidentă, unde se formează faldurile, venim cu o nuanță mai deschisă, deci primul strat, nuanță mai deschisă decât nuanța de bază a veșmântului. Acum suntem deja la al doilea strat, ca să luminăm puțin mai mult, da, vedeți, peste primul strat venim cu o nuanță și mai deschisă, așa cum facem și la chip. Dintr-un ocru mai închis, la fiecare strat adăugăm câte puțin alb pentru a deschide ocru. Trecem la următoarea? Și să ne mai spui din când în când cât timp mai avem, să nu depășim? Fără număr. Așa, aici întărim accentele de umbră, pentru că dacă prima dată le-am evidențiat umbrele, da, mai avem până la fix, adică, nu știu, 3 minute? 10 minute? Da, bine. După ce aplicăm acele lame, adică deschidem la culoare faldurile, sigur că ne mai băgăm un pic și peste culoarea de umbră și atunci, după acest lucru, trebuie să refacem accentele de umbră. Observați, trebuie linia fermă, trebuie mâna fermă, eu recunosc că îmi mai tremură un pic mâna, așa că băutorii de cafea ar trebui să bea cafea după lucru la icoană, să nu le tremure mâna. Da, să trecem mai departe. Deci, cu cât linia este mai fermă, cu atât crește calitatea icoanei ca aspect, ca desen. Desenul trebuie să fie ferm. Aici suntem la al treilea strat, adică albastru s-a deschis și mai mult și cred că este ultimul strat. La haine merg cam trei straturi. Acesta, ultimul strat, observați, se face doar pe zonele unde lumina pică mai puternic, pe zonele cele mai luminate. Acestea, accentele acestea de lumină se numesc în iconografie blicuri, adică acum se lucrează la blicuri. Aceste blicuri, observați pe mână, sunt prezente în zonele luminate și la piele, și la față, la chip, și la unghii, și la palmă. Deci unde pică accentul de lumină, punem blicurile acestea. Niște, aici la veșminte se fac într-un fel, pardon, iar la chip, pe piele, se fac sub formă de liniuțe. Liniuțe, mă rog, curbate după cum cere modeleul
Mai avem vreun filmuleț? Aici lucrăm la detaliile de pe cartea pe care Domnul Iisus o are în mână. De asemenea, liniile trebuie să fie ferme. Observați, aici avem niște încuietori la coperta cărții. Coperta cărții este ornată cu ornată între ghilimele, pentru că desenul trebuie să redea imaginea unor pietricele. Vedeți, sunt niște pietricele albastre. Nu știu, topaz ce ar putea să fie, să fi fost, dar el trebuie desenat, deci acea piatră aplicată trebuie desenată așa încât să pară niște cristale din astea, niște pietre prețioase. Din geometria desenului, observați, într-o parte sunt mai luminate, așa încât să dăm volumul, așa încât chiar să pară niște aplicații acolo. Acum se lucrează la accentele de lumină de pe colțul copertei, sub formă de linii, de hașură, linii paralele. Observați că spre capătul liniei se subțiază, capătul liniei se subțiază, deci mișcarea trebuie energică, totodată și blândă, așa încât finalul liniei să fie subțiat. Deci linia nu trebuie să aibă același duct de la capăt până la final. Exact ca razele soarelui în desenele copilașilor. Da, sunt detalii care înfrumusețează și îmbogățesc imaginea, pentru că icoana este până la urmă o artă decorativă și observați, de fapt, dumneavoastră și în biserică, obiectele acestea de cult, cărțile, coperta, cărții pe care preotul ține, că este bogat ornamentată, fie că e din piele, fie că e din metal, cu tot felul de arabescuri, poate aplicații de cristale, totul ca să determine o stare de bine prin estetică. Aici avem ultima etapă, vernisarea. Aici cu verniu este o poveste mai dificilă. Eu am încercat rețete vechi de vernii, nu mi-au reușit cu ceară de carnauba, cu terebentină, dar nu mi-au reușit așa cum aș fi vrut și am renunțat. Folosesc vernii din comerț, este mai strălucitor, mi-ar plăcea să nu fie atât de strălucitor. Se găsesc și verniuri mate, dar la noi mai puțin, sau poate în orașe mai mari. Verniul, eu îl lucrez așa în modul acela pe care dumneavoastră îl vedeți, îl lucrez cu mâna ca să pătrundă uniform și bine în straturile de tempera, de culoare, de fapt, nu tempera. După ce acum este moale, la început este moale, îl frecăm și nu este nicio problemă, el se întinde, se așează, dar pe măsură ce trece timpul și este frecat și el este aerisit și pătruns o parte din el în stratul de culoare, el se întărește. La un moment dat, verniul nu-ți mai permite să mai faci vreo mișcare pe suprafața lui pentru că nu se mai aplatizează. La momentul potrivit, se lasă, se acoperă icoana și se pune la uscat. De menționat că verniul nu trebuie aplicat după ce am terminat icoana. Vechii maestri țineau o icoană la uscat circa 6 luni să fie foarte bine uscată, așa încât verniul pe care ei îl numeau olifă, un verniu obținut din ulei de in, să intre bine în stratul de pictură. Observați că aceasta este tehnica bizantină. Aici Viorel ne arată niște imagini ale unor lucrări de ale mele.
Acestea sunt modulele, icoanele care sunt montate într-o catapeteazmă, va arăta la final și catapeteazma, poate, mai încolo un pic. Aici este un triptic, Maica Domnului încadrată de arhangheli. Mergem mai departe. Aici sunt alte două dintre icoanele de la catapeteazmă. Pogorârea Sfântului Duh în mijloc, adormirea Maicii Domnului dreapta și înălțarea în stânga. Aici, în timpul lucrului la ușile diaconești, este unul din arhangheli, este Mihail, cel cu sabia. Aici avem pe ambii, Mihail și Gavril. Bineînțeles că eram fericită că am terminat. Nu, al treilea nu e sfânt. Mai departe. Aici era o icoană mică, de un format A5. Observați că sunt foarte multe. Era o miniatură, de fapt. Am lucrat-o cu lupa. Chipurile aveau vreo 7 mm lungime. A fost foarte greu, dar satisfacția pe măsură. Aici, plângerea la mormânt. Părintele din imagine este părintele Nicușor de la Genuneni. Această icoană este montată la intrarea în cimitirul de la Genuneni. Aici erau icoane în lucru, unele terminate. Aici este partea superioară a catapetezmei. Catapeteazma este în biserica Sfântul Pantelimon din curtea Spitalului Vechi. Segmentul acesta cu apostolii este un model frumos de catapeteazmă, dar destul de greu de lucrat această parte, pentru că acele medalioane pe care le vedeți nu sunt montate în orificii cum ar fi trebuit, ci sunt, fac parte din lemn. Deci a trebuit să lucrez pe un lemn uriaș, nu foarte comod. Aceasta este piesa centrală, aici la fel, deasupra celeilalte. Apostoli. Mergem mai departe. Sfântul Petru. Eu adusesem aici câteva cărți care mie mi-au folosit. Aici sunt niște icoane pe material neconvențional, adică pe pietre. Niște icoane foarte iubite, foarte cerute la vremea respectivă, dar și acum, probabil, sunt foarte plăcute ca niște bibelouri. Se pot ține pe suport de sârmă. Mai avem? Ne mai arăți ceva sau încheiem? Haideți să încheiem și vreau să le arăt celor interesați niște cărți foarte bune pentru ghidarea în iconografie. Aceasta este Erminia picturii bizantine, Dionisie din Furna. Să vedem aici dacă ne mai ajută camera, da. Deci aceasta este foarte importantă. Aici aveți găsi și descrierile chipurilor sfinților, pentru că observăm că chipurile sunt standardizate, adică dacă Sfântul Pavel, spre deosebire de Sfântul Petru, are echelie, nu-l facem cu păr pentru că are echelie și mai departe. Aici încă o carte foarte importantă, Monahia Iuliania, o măicuță rusoaică, Truda iconarului, foarte mult mi-a folosit, dar este foarte greu de înțeles ce scrie acolo, pentru că sunt termeni arhaici și exprimări arhaice pe care prea puțin le înțelegi. Aici avem icoana Chipul Nevăzutului, Egon Sandler. Este o carte care conține și vorbește despre dogmele religioase, mai mult teorie, dar un ghid foarte bun. Și aici, ghid de iconografie
Bizantină. De asemenea, este o carte foarte bună. Aici veți găsi și... și mai am un album. Este un album original din Grecia. Cei care lucrați icoane ar fi foarte bine, uitați ce... Așa, ar fi foarte bine să lucrați după imagini cât mai apropiate de model, ca să nu se producă prea mari modificări. În erminiile picturii bizantine și în special care e cea mai des întâlnită a lui Dionisie din Furna, găsim informații foarte valoroase, inclusiv așezarea icoanelor, a imaginilor iconice în biserică, pe pereții bisericilor. Ce icoane trebuie pictate la catapeteasmă, ce imagini iconice trebuie pe pereții bisericilor la răsărit, la apus, la miază zi, miază noapte, pentru că, deși acest lucru permite o anumită toleranță, nu trebuie să facem abatere, adică nu putem picta chiar ce vrem noi și unde vrem noi. Icoanele se pun în anumite locuri, cu anumite scopuri, despre care o să discutăm într-o emisiune ulterioară. Sper că emisiunea aceasta a fost interesantă pentru aceia care doriți să știți mai multe despre icoană și, de ce nu, și pentru aceia care, să-mi fie iertat, nu înțeleg de ce o icoană bizantină este scumpă, pentru că este scumpă. Doamnelor, domnilor, pentru că se apropie Paștile Domnului, pentru că corect este Paști și nu Paște, deși s-a permis acum și lucrul acesta, vreau să vă urez să aveți niște clipe de maximă bucurie, având în vedere situația prin care trecem, având în vedere că nu ne putem întâlni nici chiar membrii familiilor, pentru că este nepotrivit. Vă doresc multă sănătate, să ne revedem cu bine și să dea Domnul să ne ocrotească și orașul nostru. Vă doresc un Paști fericit și plin de bucurii și probabil că joia viitoare, dacă Viorel ne invită să ținem emisiunile, ne vom revedea și vă promit că vom continua într-o altă emisiune cu informațiile și cu amănunte pentru cei care doriți. La revedere, pe curând!